cinstiți părinți, cuvioase maici, iubiți credincioși, bine v-am găsit! Am venit bucuros și am venit din mai multe părți, din câte se vede la această sărbătoare în parohia aici la Ingolstadt. În duminica aceasta numită Înfricoșătoarei Judecăți sau a Lăsatului Sec de Carne. Practic de două săptămâni am intrat în perioada de pregătire pentru Sfintele Paști sau pentru postul Sfintelor Paști, aceasta fiind ultima săptămână de pregătire, urmând ca peste o săptămână să începem postul. Iar în duminica de astăzi ni se face o introducere în continuare în ceea ce înseamnă esențialul în viața unui credincios, după ce în duminicile trecute, la duminica Vameșului și Fariseului, ni s-a pus în atenție că smerenia este o virtute de căpătâi a unui creștin, după ce la duminica trecută a Fiului Risipitor ni s-a atras atenția că în fața lui Dumnezeu trebuie să venim cu căință și că Dumnezeu este Părintele iubitor care îl primește pe orice om, orice ar fi făcut, oricând ar veni, este Tatăl care îl așteaptă să vină. Așa cum spunea un părinte la Mănăstirea Sâmbăta, Părintele Serafim Popescu, Dumnezeu așteaptă ca omul să facă un pas spre El, pentru ca El, Dumnezeu, să facă 100 de pași în întâmpinarea omului. Vedeți, toată Sfânta Liturghie, slujbele noastre în general, insistă pe faptul că Dumnezeu este bun și iubitor de oameni, că este milostiv și iubitor de oameni, că are milă și îndurări, că îl așteaptă pe om, că îl iubește, îl binecuvintează, îl primește. Și vă mai spun ceva frumos, ce probabil că n-ați auzit încă, se vă mai dezghețați, că parcă v-a luat frigul. Și anume că Dumnezeu ne zâmbește. Zâmbiți, vă rog. De unde am scos-o pe asta? Probabil că n-ați prea auzit încă faptul că Dumnezeu ne zâmbește. Ați auzit sau n-ați auzit? Ați auzit de la mine care ați auzit și restul mai puțin. Și anume, Părintele Teofil Părăianu, de la mănăstire de la Sâmbăta de Sus, învățase psalmii, deci psaltirea, o parte din ea, cât a putut să o învețe pe de rost, în traducerea mitropolitului Nicodim Munteanu. Acea traducere era uzuală atunci când el a intrat în mănăstire și a învățat psalmii. Iar în psalmul 19 se spune despre Dumnezeu cu referire la împăratul David, în acea traducere, cu zâmbetul feței tale l-a încununat pe el, Dumnezeu pe împărat. Și atunci Părintele a spus că dacă Dumnezeu îi zâmbește omului și zâmbetul ce este dacă nu o manifestare a unei atitudini interioare, chiar înainte de a-L întâlni pe celălalt, de a te exprima prin cuvânt. Deci, atunci când îl întâmpin pe cineva cu bunăvoință, îl întâmpin cu un zâmbet, da? Și când îl întâmpin cu mai puțină bunăvoință, eventual cu o față încruntată. Și știți cum este om încruntat, nu trebuie să vă explic. Deci, Dumnezeu este Cel care ne zâmbește și ne cheamă și pe noi să-i zâmbim. Și spunea Părintele cu referire la rugăciune, pentru că în post dorim să mulțim și rugăciunea. Spunea următorul lucru. Era întrebat, Părinte, ce faceți dacă vă vin gânduri străine la rugăciune? Vă mai vin gânduri străine la rugăciune? Eu cred că ne vin tuturor. Și spunea Părintele așa, răspunzând, zice, dragă, dacă îmi vine în minte o poezie de Zorica Lațcu, Maica Teodosia, eu spun lui Dumnezeu și zic, Doamne, așa că e faină.
Deci asta înseamnă o rugăciune, o vorbire a omului cu Dumnezeu, un dialog cu Dumnezeu, care nu trebuie să fie o continuă cerere, care nu trebuie să fie o atitudine crispată, ci trebuie să fie pur și simplu o stare de dialog cu Dumnezeu. Și poate că de multe ori rugăciunea n-ar trebui să fie atât o vorbărie a noastră înspre Dumnezeu, ci să fie și o ascultare a ceea ce Dumnezeu vrea să ne șoptească. Pentru că prea adesea noi ne punem în genunchi și începem să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, dă-mi aia și dă-mi cealaltă și ocrotește-mă și poartă-mi de grijă și ajută-mă să câștig una și alta și etc. Multe îi tot cerem noi lui Dumnezeu, dar prea puțin suntem atenți ce vrea Dumnezeu să ne spună nouă. Ori trebuie să facem și exercițiul acesta al atenției față de Dumnezeu. Deci, de Dumnezeu acesta care este iubitor, care este Tatăl nostru, care vrea binele nostru veșnic și care în orice împrejurare am fi, ne-am găsi, este dispus să ne ajute, să ne orientăm spre El, spre împlinirea destinului nostru al fiecăruia. Iar astăzi suntem în duminica numită a judecății sau a lăsatului sec de carne sau a carnavalului. Probabil că ați auzit și denumirea asta. Se numește duminica carnavalului nu pentru că se face acum carnaval în jurul nostru, probabil că vă dați seama de treaba asta, ci carnavalul se face plecându-se de la ceea ce odinioară se întâmpla și în Biserica Catolică la începutul postului, și anume sunt niște cuvinte latine: carne vale, carnea pleacă, carnea este exclusă din alimentație. Și de aici, de la această duminică, când se renunța de fapt la carne, nu doar la consumul de carne, la consumul alimentar, ci la toate plăcerile cărnii, de aici s-a luat sau s-a dezvoltat și obiceiul acesta practic păgân al actualului carnaval. Păi să nu vă spun eu cum se face asta. L-am întrebat pe un băiat mai zilele trecute, vii sâmbătă seara la vecernie. Zice că nu, că mă duc la carnaval. Și ce faci acolo? Păi zice, mă îmbrac în pisoi. Și zic, te duci să-ți cumperi coadă, nu? Zice că da. Chiar asta făcea omul, se ducea să-și cumpere coadă să meargă la carnaval. No, gândiți-vă dacă asta este metodă de a intra în post. Ei, nu prea este, și trebuie să avem în vedere cât de serios ne asumăm postul. Îmi vine în minte acum, ca să vă mai descrețesc frunțile, o chestiune care se întâmpla la o conferință, și anume părintele Teofil Părăianu era întrebat de o tânără. Zice, părinte, dacă mă duc la discotecă, îmi scade credința? Răspunsul părintelui: dragă, dacă ai ajuns acolo, să știi că e gata scăzută. Cam așa stă chestiunea și cu carnavalul ăsta, mă rog, depinde cum ai ajuns, trecând pe lângă el sau te-ai dus neștiind bine ce faci. Bineînțeles că Dumnezeu poate lucra mântuirea și pentru omul care merge unde nu știe că ce se întâmplă foarte bine acolo sau de ce merge. Deci, în duminica aceasta, practic, se renunță la carne, la toate plăcerile cărnii, până în duminica Paștilor. Ea este duminica a lăsatului sec de carne și a judecății, numită după Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o citindu-se, în care ni s-a spus că la urmă, la judecata finală, judecătorul, dreptul judecător, Dumnezeu, va împărți, va despărți oamenii, cum desparte păstorul oile de capre, și va zice celor de-a dreapta, nu zice că vor fi pe categorii, pe națiuni,
ci va zice, adresându-se lor, persoanelor concrete, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția gătită vouă, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, gol și m-ați îmbrăcat în temniță sau în boală și ați venit la mine. Și ei vor întreba, Doamne, când am făcut asta? Atunci când ați făcut, fiți atenți aici, oricărui din frații mei mai mici. Iar celor de-a stânga le va zice iarăși, duceți-vă de la mine, blestemaților, în iadul cel veșnic, gătit diavolului și îngerului lui, că n-ați făcut toate acestea. Se vor mira și ei și vor zice, când, Doamne? Și răspunsul, atunci când n-ați făcut aceasta fraților mei mai mici. Se pune problema acum, cum interpretăm această pildă? Este ea doar un îndemn la caritate, la un comportament atent față din jurul nostru? La prima vedere, așa pare. Și, pe de o parte, este adevărat. Orice om în lumea aceasta este un om pentru care a venit Domnul Hristos în lume, pentru care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și care trebuie să merite și atenția noastră atunci când are nevoie. Orice om. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, ascultam o predică în al preasfințitului Bartolomeu Anania și spunea cu referire la diferendele dintre ortodoxi și catolici în țara la noi, în Transilvania, știți probabil de ele, greco-catolici, și spunea că dacă întâlnești un om rănit în drum, nu-l ridici, îl întrebi de ce confesiune ești, ca să știi să-l ajuți sau să nu-l ajuți, ci îl ajuți pur și simplu ca pe un om care are nevoie de ajutor. Însă, problema la duminica aceasta, să știți că este puțin mai adâncă. Deci, pe de o parte, ni se cere lucrarea binelui față de toți oamenii, dar pe de altă parte, răspunsul la cine sunt acești frați ai mei cu care se identifică Mântuitorul, îl avem tot în Evanghelia de la Matei, în capitolul 10. În capitolul 10 se vorbește despre trimiterea apostolilor la propovăduire. Și acolo se face o distinție clară între cei care îi primesc pe ucenicii care vin în numele lui Hristos și cei care nu îi primesc. Pentru că ucenicii lui Hristos, slujitorii lui, respectiv proroci, apostoli, și toți slujitorii lui sunt cei pe care Domnul Hristos îi consideră frații lui. Se spune acolo în capitolul 10, cel ce va da un pahar de apă unui proroc în nume de proroc, plată de proroc va lua. Așa mai departe, deci îi are în vedere ca frați pe slujitorii lui, pe cei care împlinesc voia lui. Deci sunt grade de apropiere diferite. Și acest lucru este foarte important pentru noi toți, cum o să vedem imediat. Deci, Mântuitorul îi socotește frați ai lui, pe cei care lucrează în numele Evangheliei și pe cei care, lucrând în numele Evangheliei, ajung și în situații dificile, în situații de lipsă și pe care, ajutându-i practic, ajutăm la propovăduirea Evangheliei, pentru că un om care trăiește departe de Dumnezeu este pe de-o parte frate cu Hristos prin umanitate, dar nu este frate cu El prin ceea ce face, prin modul lui de viață. Deci este vorba de o frățietate mai diluată, dacă vreți, de o apropiere minimală. Și când Domnul Hristos se identifică cu cineva, se identifică tot mai cu oamenii care înțeleg sensul pe care Dumnezeu vrea să-l dea vieții lor și trăiesc conform acestui sens. Dumnezeu nu ne îndeamnă aici, prin această pildă,
doar la acțiune caritabilă în vederea unui nivel de viață foarte ridicat. Nu, alta este grija lui Dumnezeu. Faptul că, așa cum spunem și când ne rugăm la Sfântul Maslu, tot omul să se mântuiască și la cunoștință adevărului să vină, pentru ca, cunoscând adevărul, să-și poată lucra mântuirea. Grija lui Dumnezeu este lucrarea mântuirii, adică apropierea noastră de El, apropiere conștientă, apropiere rațională, care să implice o viețuire a noastră pe măsura cunoștinței pe care o avem. Și atunci toată raportarea noastră față de ce este în jur se schimbă. De ce spun aceste lucruri? Pentru că, vedeți, în ultima vreme s-a pus și aici, în spațiul german, foarte mult problema datoriei noastre față de cei străini, față de cei în situații de criză, față de refugiați, etc., față de orice om care suferă. Și ce putem să răspundem? Bineînțeles că avem o datorie față de orice om, dar în datoria noastră față de oameni există priorități. Într-un fel ești dator față de soție, față de copii, față de părinți, față de rudeniile tale, față de cei din colectivul din care faci parte, față de comunitatea din care faci parte, față de străinul care vine la tine. Dacă citim în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, foarte des acolo se vorbește despre faptul că trebuie să fie oamenii primitori de străini, dar aceștia rămân totuși străini de legea poporului Israel și sunt în continuare priviți ca atare. Nu poți să îi tratezi pe toți ca pe proprii tăi copii, pentru că nu sunt asta, și atunci ți-ai neglija proprii tăi copii. Deci în raportarea la ceilalți intervine această prioritizare pe care vedem că o face Domnul Hristos când vorbește de frații Lui, prin care trebuie să înțelegem bine pe cine are în vedere și să ne comportăm și noi la fel. Pentru că, să vă dau un alt exemplu, vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni despre raportarea noastră la cei care au greșit, la cei care au făcut anumite păcate. Și el spune acolo că pe cei din afară nu-i judecați voi, are cine să-i judece. Că or fi desfrânați, că ce or fi, voi trebuie să-i judecați pe cei din interiorul bisericii, adică în interiorul comunității creștine să nu permiteți păcatul, pentru că pe cei din afară pur și simplu nu suntem noi în situația de a le fi judecători, ci eventual trebuie să-i atragem spre Dumnezeu făcând noi binele, nu aruncând cu pietre după ei că uite ce rău fac. Cu asta nu o să-i îndreptăm niciodată, ci doar dându-le un exemplu și eliminând, alungând păcatul din noi și din interiorul comunității noastre creștinești. Acestea trebuie să le avem în vedere, pentru că doar așa putem să formăm o comunitate frumoasă creștină, o comunitate care să fie model de viețuire cu sens pentru cei din afară. Aici suntem în Ingolstadt, în cazul nostru, și sunteți și aici chemați ca să-i aduceți în biserică și pe cei care nu vin, pe cei care din diverse motive rămân departe. Suntem cu toții datori să trăim așa ca copilașii ăștia care cresc aici, să poată să-și găsească sensul, să poată înțelege ce înseamnă biserica pentru ei și pentru noi toți, și înțelegând să-și asume viața creștină. Vedeți, noi putem constrânge cu forța, au trecut timpurile acelea, ci trebuie să-i constrângem prin altceva,
prin puterea binelui. Și spun că mai ales două lucruri trebuie să avem pentru ca ei să-și dorească să fie în biserică. Și anume, dragoste izvorâtă din credință. Deci două lucruri, dacă nu chiar trei. Dragoste izvorâtă din credință, pe care să o simtă, pe care să le-o dăruim, să se știe iubiți, nu doar de părinți, ci în întreaga comunitate, și noblețe, frumusețe a viețuirii noastre. Și acasă, în sânul familiei, dar și în biserică, asta implicând și slujbe săvârșite frumos. De aceea noi clericii avem veșmintele, pentru ca prin modul în care slujim să fie perceput, să fie înțeles într-o măsură Dumnezeu. De aceea sunt icoanele, de aceea este cântarea, de aceea este tămâia, de aceea se pictează bisericile, pentru ca prin toate acestea simțurile noastre să fie conduse tot mai mult spre Dumnezeu, să le înțelegem pe Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă și cu copiii. Dacă ei simt ceva, trăiesc ceva din Dumnezeu în biserică, atunci nu o să o părăsească. Orice om este un căutător al frumuseții și se simte împlinit acolo unde găsește frumusețe. Deci dacă ei găsesc frumusețe și iubire în biserică, acolo unde sunt părinții lor, o să-și dorească să fie acolo. Dacă găsesc sau dacă constată în viața părinților și a noastră a tuturor în biserică fățărnicie, răutate, minciună, o să caute frumusețea și binele în altă parte. Și de aici responsabilitatea noastră, ca trăind în biserică, să trăim cât mai după învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și după modelul pe care ni l-au lăsat Sfinții Lui, pentru că atunci viețuirea noastră o să fie cea care îi atrage. Mă bucur că suntem relativ mulți astăzi aici. Am venit și am fost bucuros să vină și Părintele Ciprian de la Augsburg și Părintele Mihai de la noi de la München, care amândoi sunt într-un fel fii ai parohiei de aici, din Ingolstadt, mai ales Părintele Mihai, care a crescut aici și care a slujit ca și paracliser ani buni și conducea pe ceilalți copii mai mici, care erau și ei împreună cu el la altar. Între timp, amândoi au ajuns preoți și m-am bucurat să putem veni împreună să îi vedești, să fie un semn al unității slujirii noastre. Bineînțeles, împreună cu ceilalți părinți, o să-i prezinte pe toți Părintele Iulian în continuare. Am venit să știți că vă suntem alături și poate să spunem, vine în minte un cuvânt frumos al unui medic din Brașov. Spune așa: la lucruri bune, puțini se adună, dar mult pot puținii buni împreună. În Ingolstadt sunt mii multe de români, se aude. Ca să vină mai mulți din ei în biserică, trebuie ca noi, cei care suntem deocamdată împreună, să lucrăm binele. Să se ducă vestea că cei care merg la biserică fac binele, țin seama de Dumnezeu, se ajută unii pe alții, se sprijină unii pe alții în greutăți, nu se înșală, nu se exploatează unii pe alții. Și dacă se duce vestea așa, sunt sigur că peste ceva vreme nu o să fie suficientă biserica aceasta, în caz că o să rămâneți tot aici cu slujbele. Mulțumim lui Dumnezeu că a rânduit ca în lipsa sau pe timpul lucrărilor la Biserica Sfântul Sebastian să puteți face slujbele aici, în această biserică atât de frumoasă, pe care frații catolici ne-au pus-o cu bunăvoință la dispoziție. Vă doresc tuturor să aveți un post cu folos.
un post în care nu doar să postim de carne. Lucrul acesta, până la urmă, e cel mai ușor, ci un post în care să ne punem cât mai profund problema relației noastre cu Dumnezeu. Și o să vă spun acum iară un exemplu de la sâmbătă. Veneau la Părintele Teofil oameni în postul mare la spovedit și îi întreba, când te-ai spovedit ultima dată? Anul trecut la Paște. Zicea, Părintele Teofil, dragă, de acum încolo să te spovedești cel puțin în cele 4 posturi din an, adică cel puțin de 4 ori pe an. Pentru că un om care se spovedește doar o dată pe an, o face în postul Paștilor, doar pentru că așa e obiceiul, că așa fac și ceilalți. Nu pentru că simte nevoia să se spovedească și că simte beneficiile spovedanii. Și îi spunea omului așa și anul următor, la Paști, îi venea omul iară la spovedit, drogă, când te-ai spovedit ultima dată? Anul trecut la Paști. La cine? La dumneavoastră. Oh, și Părintele Teofil când auzea, mă întrebam, sau îmi venea să-l întreb, ce să fac eu acum cu tine? Și îl spovedea iară că ce se facă, deși nu îl asculta, în nedejdea unui bine viitor, eventual. Aceasta pentru că cei mai mulți oameni care se declară ortodoxi trăiesc social în religie, nu religios în societate. Trăiesc împlinind niște lucruri pe care le-au văzut sau le-au primit de la alții, dar nu le-au înțeles ei valoarea lor și le fac doar așa pentru că așa s-au pomenit. Să vă dau un alt exemplu, pentru așa nu, că atunci știți cum trebuie așa da. Vine la Părintele Teofil o femeie de la țară, de acolo, din vecinătate, se spovedește și l-a adus și pe fiul său, l-a spovedit. De multe ori, tinerii, așa, pe la 20-30 de ani, cu viața lor, nu chiar, nu foarte bisericoși. Ei, îl introduce pe ăsta la spovedit și părintele din 2-3 vorbe își dă seama că nu prea avea el treabă cu biserica, cu Dumnezeu și bineînțeles i-a spus ce ar trebui să facă, dar nu l-a lăsat să se împărtășească. Și după aceea vine mama sa năcăjită. Vai, părinte, zice, dacă ați ști cât m-am străduit eu să-l fac pe fiul meu ăsta să-l aduc la spovedit, cât s-a străduit îngerul păzitor să-l aducă până aici să se spovedească și dumneavoastră l-o priți de la împărtășanie? Și zice părintele, dragă, dacă s-a străduit îngerul păzitor să-l aducă să se spovedească, acum să se străduiască să-l facă și să se împărtășească. Deci i-a mai dat o temă la bietul înger păzitor, care sigur nu era el prea încântat, sunt sigur, de cel pe care îl ocrotea. Dar ce vreau să spun este acest lucru, că credința, raportarea noastră la Dumnezeu, trebuie să ne asumăm conștient și consecvent. Să nu facem ceea ce facem doar că ne-a spus mama sau ne-a spus cineva, ci să ne punem serios problema credinței, a raportării noastre la Dumnezeu, a locului, a sensului nostru în lume, a destinului nostru în lumea aceasta. Pentru că dacă ne punem aceste întrebări și căutăm răspunsul în viața noastră, atunci sigur trăim altfel. Deci vă îndemn din tot sufletul să vă puneți aceste întrebări și postul să fie și o perioadă de gândire profundă la propriul nostru sens, destin în lumea aceasta, astfel ca asumându-ne postul să ne putem și bucura la Paști de învierea Domnului Hristos, care știm că este începătura învierii noastre a tuturor. Vă doresc tuturor sănătate, bucurie, binecuvântare, pace, toate acestea și din partea Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim. Înalpreasfinția sa a fost în Biserica San Moritz, sau cum se cheamă, unde a făcut anul trecut deniile. O să vă viziteze, bineînțeles, cu un prilej cât de apropiat și Înalpreasfinția sa.
Până atunci, la rugămintea în al preasfinției sale, preafericitul părinte Daniel a făcut un dar mare acestei parohii, care are ca hram pe Sfântul Calenic de la Cernica și am bucuria și onoarea să vi-l prezint. Ședeți voi ca să vadă și ce din spate. Așa, mulțumesc. Deci am fost la București la ședința Sfântului Sinod și acolo am primit din partea Preafericitului această casetă cu o părticică din moaștele Sfântului Calinic de la Cernica pentru această parohie, care o să fie puse într-o răcliță micuță spre închinare, pentru că această casetă mică nu permite închinare, trebuie aranjată frumos, așa cum aveți și veșmântul Sfântului Calinic de mai multă vreme, să le aveți ca un odor scump spre închinare. Și aici am pe de o parte actul de autenticitate dat de Mănăstirea Cernica, de unde s-au adus aceste sfinte moaște, și un document de binecuvântare din partea Prefericitului, pe care vi-l citesc, că este foarte scurt. Act de donație. În semn de prețuire și binecuvântare, oferim în dar un frangben din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Parohiei Ortodoxe Românești, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din Ingolstadt, Germania, spre folos duhovnicesc și sporire în credința credincioșilor care se vor ruga cu evlavie Sfântului Ierarh Calinic. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, să binecuvinteze și să răsplătească evlavia tuturor credincioșilor închinători. Semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Și se va ocupa dânsul în continuare, cum spun, de organizarea, ca să aveți și o răcliță în care să fie puse. Din partea mea o să primiți în continuare câte o iconiță când veniți la miruit și acolo, da, se vede proiectul așezământului bisericesc al nostru de la München, ale cărui lucrări de construcție efectiv o să înceapă acum în primăvară. Vă îndemn în tot sufletul să ne sprijiniți, pentru că urmează să facem acolo un așezământ frumos, biserică, o mănăstire, reședință episcopală și centru parohial pentru credincioșii noștri. Și în München sunt foarte mulți români, undeva spre 30.000 probabil. Și o să fie nu doar pentru cei din München, ci pentru toți cei din Bavaria și din Germania care să puteți veni la închinare și mai ales pentru copilașii aceștia care cresc aici și venind să vadă un așezământ frumos al identității noastre. Să știți că trebuie să facem cât mai multe biserici și mai ales să trăim frumos, să ne rugăm frumos în ele. Pentru că spunea un părinte de la Athos, care își făcuse o chilie acolo și o făcuse umblând prin toate țările ortodoxe după strângere de fonduri, și a cam pierdut liniștea rugăciunii și zice, nu, de făcut am făcut-o, acum să văd cum o stania. La fel și noi, foarte important este ce facem în biserică. Vă împărțim și câte un pliant și cei care puteți ne bucurăm și vă îndemn din tot sufletul să sprijiniți, pentru că ăștia sunt niște bani puși bine pentru viața viitoare, după cum știți, că multe se risipesc, inclusiv pe cozi de pisoi, ca să meargă oamenii la carnaval. Așa nu e o investiție pentru mai încolo. Tuturor toate cele bune și mai multe vorbim și la masă, Părinte. Mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop Sofian pentru vizita pastorală întreprinsă în parohia noastră. De asemenea, mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru marele dar pe care astăzi l-am primit și de care frățiile voastre veți beneficia.
De asemenea, mulțumesc fraților coslujitori, părintele Ciprian Suciu de la Augsburg, părintele Mihai Bacu de aici din Ingolstadt și de la Centrul Bisericesc din München, părintelui Alexandru Roșu de la Ravensburg, părintelui Pintilie de la Donauwörth, fraților diaconi de la Centrul Mitropolitan. De asemenea, mulțumesc maicilor de la Centrul Mitropolitan pentru începutul sărbătorii noastre de ieri. Ieri am pictat icoane pe sticle cu copiii noștri, au fost aproximativ 20 de copii. Mulțumim încă o dată și la mod oficial. De asemenea, mulțumim Consulatului General de la München pentru prezența doamnei Laura Moise aici. Nu în ultimul rând, mulțumim familiei doctor Alfred Lehmann pentru înlesnirea obținerii bisericii acesteia, cât și a celeilalte, Sfântul Sebastian. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că sunteți aici și ne sprijiniți pe fiecare dintre noi. De asemenea, rugămintea mea este să încercăm să facem o colectă pentru Centrul Bisericesc din München la sfârșit, așa cum frățiile voastre mergeți spre sala unde o să avem agapa. Cei care s-au anunțat și s-au înscris la sală sunt rugați să bifeze o listă care e acolo, e un număr limitat, sunt doar 100 de locuri. Pentru ceilalți care au venit de la Donauwörth, avem o mică gustare acolo în spate și continuăm în felul acesta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, îl invităm de ori câte ori va putea pe preasfințitul Părinte Sofian și desigur pe înalt preasfințitul Părinte Serafim în lunile următoare. Încercăm să facem un hram de vară al parohiei noastre, respectiv Sfântul Willibald din Eichstätt, ca al doilea ocrotitor al nostru. Nădăjduim că atunci când ierarhii noștri vor putea răspunde invitației noastre să le onoreze, pentru că așa cum s-a simțit, îi îndrăgim și așteptăm cu drag. Dumnezeu să ne ajute, poftiți la miruit și preasfințitul vă va mirui, bănuiesc, și va împărți câte o iconiță tuturor.